v-am găsit la un nou episod din zi de Breasla hai, ducilor! Astăzi vreau să mă apuc de primărie și o să am nevoie de destul de multe materiale, așa că hai să luăm de pe aici undeva la mai multe stecuri de oak, deci în primul rând ne trebuie stecurile astea. După mă interesează de pe aici așa o ușă, apoi 1, 2, 3, 4, 5, cred că ar trebui să ajungă după, ce mă mai interesează, mă interesează niște stone Sau, hai să luăm direct Stone de aici, 1 2 trei butoane, multe multe butoane. Hai să luăm 5 stack de stone brick. Și bine, i-stone-ul facem noi stone brick și trebuie să avem ceva cobblestone în plus, așa avem și stone Ceva plus. Ah, ok. Ceva cobblestone în plus luăm pe tot de acolo și de aici să mai luăm ceva, hai să luăm niște oluri. Mai luăm cobblestone așa la nu știu, cât găs, cât am găsit pe-acolo. Um, pom, 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 ce mai ar mai trebui? Zic că niște, niște glass. Hai să lăsăm astea acolo, că cine știe când avem nevoie de ele. Și să luăm glassul ăsta. Plus, 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 plus. Încă un crafting table. Și ce mi-ar mai trebui? Ce mi-ar mai trebui, deci am în felul următor hai, de fapt, Ul, da, da, ul Ok, hai să luăm și ul ăsta și Să mă aprob și eu puțin de microfon Că oricum ziceți că mă aud foarte încet Deși mă aud ok Bine, mă aud încet Dar nu atât de încet Încât să nu poți Să-ți dai căștile mai tare și să mă auzi Că mai e toată chestia, deci nu N-ar fi o problemă și Mergem acum să lucrăm am ajuns și la locul cu pricina, o să fac exact aici primăria, deci în partea asta, deoarece vii de aici frumos, deci vi din port frumos, bam acolo, de acolo de la ușa e destul de departe, în partea aia oricum îi apă, așa că e super, super ok, că n-ai destul de protejată și hai să începem să ne apucăm de treabă. Deci, în primul rând, avem nevoie de multe ocloguri, oh, da? Multe, multe ocloguri, oh, Pentru că o să vină în felul următor. Nu știu cum o să vină drumul, nu mă tare interesează. Hai să facem ceva de genul ăsta. De fapt, să fie așa lipit. Hai să lăsăm ceva spațiu și să încep, cred că, să încep cu spatele, ok? O să încep din spate. Să fie una, una, două, trei, asta. Una, două, trei, patru, cinci și trei. Deci, cam așa o să arate. Bine, aici o să lăsăm ceva spațiu pentru una alta. După, de aici avem de mers... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3 și 1, 2, 3. Ceva de genul ăsta. Pentru că aici trebuie să fie 1, 2, 3, 4 din astea. Bun. Iar acum la fel. Trebuie să fie 5. Și pe ăsta l-am dus cu un... Sau nu, că l-am uite că l-am pus bine din prima. După, din nou. Deci, în primul rând, să știm cum îl facem. Ok. Acum trebuie să mă duc cu 8 în sus. Așa, deci cam așa ar trebui să fie, dar hai să fie numai... Cât să fie? Hai să fie 4, ok? Pe moment 4. Ca să avem 5 și o să înțelegeți imediat de ce. Avem 5 și în partea asta. Pentru că vreau să fac o chestie mai interesantă. Deci o să fie pe două nivele, o să fie parterul și etajul 1. Plus o să mai fie partea de sus. Opa, trebuie să mai fie, opa, hai să Trebuie să mai fie și partea de sus, adică în acoperiș. Și bine, în acoperiș nu cred că o să pun nimic, dar nu așa cât să fie. Păi. Hai așa. Bine, hai că l-am făcut cu unul mai mic, dar n-are nicio problemă. 3, încă unul aici, încă unul aici și încă unul 2 3 4 și 1 2 3 4. Bun. Cam asta o... Hai să lăsăm așa. Bun, deci trebuie să fie patru înălțime și după o să vin cam așa. Pentru că o să fie un design care... Tot o să-l vedeți voi imediat. Nu vă dau prea multe detalii pentru că după aia a strica surpriza. N-ar mai fi nicio surpriză după. Deci, o să fie 4 înălțime. Și al cincea al 5 la bloc, o să vină direct grinda. Și nu o să rămân așa, dar mai modificăm noi pe parcurs. Ok, deci aici. Oricum punem pilonii, după cred că mă duc să pun abonații în bibliotecă și revin la construit un alta. Oricum nu o să terminăm în acest episod pentru că vreau să... Cât timp sunt acasă, o să lucrăm cum lucrăm noi de obicei. Mergem pe la fiecare proiectel câte un pic, dar... Următoarele episoade o să fie direct așa, bam, 20 de minute direct pe proiectul ăla și bine, o să vedeți voi de fapt. Bun, deci cam așa trebuie să vină. Și după ori mai trebuie să urc puțin cu el, dar îl las așa pe moment pentru că vreau să... Nu vreau... Opa, nu vreau să mă duc prea mult. Ok, vreau să fac întâi schela. Să știu cam ce și cum și după aia mai vedem. Bun. De aici cred că mai trebuie să mă duc încă patru în sus. Ce să mă duc? Hai să mă duc până sus. Ok. Bun, hai să facem așa. Una, 2, 3, 4 Ok, deci să avem Întâi scala gata făcută și după aia Mai vedem În partea asta la fel Deci stâlpii de susținere O să vină la fel, numai designul o să fie diferit Deci designul de la etajul 1 o să fie diferit De cel de la parter și așa Mai departe Deci încerc să fie Cât mai divers, cât mai interesant Să fie, nu știu, mai diferit față de cum Construiesc eu de obicei pentru că asta a fost și ideea proiectului. Să fie, nu știu, să învăț eu mai mult să construiesc medieval. Pentru că oricum în sezonul 2 deja am altă idee. Bine, deja am idee. Deja am idee ce o să fac în, sem în semestru. Aoleu, în sezonul 2 din Brașla? Dar nu vreau să vă zic prea multe. Poate se schimbă pe parcurs. Nu zic nu. Dar sper ca sezonul 2 din Brașla să dureze un an cât credem noi că va fi. Pentru că n-am vrea totul Bine, eu n-aș vrea, nu știu de ce la să duci, Să apară o versiune de Minecraft 1.15 sau ceva de genul dacă apare ar fi e. Pentru că cine știe ce le trece prin cap Și o să zică, ai hai că, a, hai că modificăm, mai facem 1.15 și noi am început să rămânem 14 oricum Deci de asta n-aș tare vrea să 15 1.15 și Uite cum s-au dus câte 3 stacuri. Uhu, 3 stack-uri, așa s-au dus mam, 3 sau 4? Nu știu încă Oricum, ce mă interesează acum? Hai să punem crafting table-ul Să facem niște Băi fă acolo Hai să facem două stack-uri chiar Și scări, da? Direct scări Și aici Și aici Da, întâi mă duc să pun abonații în jurnal Și după continuăm deci primăria asta e o sugativă de lemn Uitați-vă numai cât lemn am mai luat de acasă și vă mai trebuie să iau Oricum, haideți să trecem și abonați în acest episod în jurnal Iar nu uitați că dacă vreți ca în următorul episod să aveți șansa să puteți intra în bibliotecă, în, jurnal Trebuie să lăsați un comentariu cu hashtag Bibliotecă Și pe lângă asta un mare, mare like dacă facem peste 500 O să trecem și în următorul episod 4 abonați Hai să vedem, mergem direct la pagina 8 și scriem iar Jeleu a cădea a lăsat un comentariu absolut anterior că o ia, sunt sigur în el. Și zic, păi, Jeleu îi un Jeleu, adică e la masculin, a îi o, acadea deci e la feminin, așa că, na, înțelegi tot. Bun. Pe lângă asta, primul, prima de fapt, prima abonată din acest episod este Ștefi și mai erau ceva litere arabe, da, nu scopiate. După urmează Tudor Dumitrescu, acesta este al doilea abonat din acest episod, al treilea abonat, este Dan Dan Iar al treilea Al treilea? Al patrulea, al patrulea Iar al patrulea este Denis Enia, Dan și Haideți să mergem să ne continuăm Primăria regatului Sincer să fiu la cât de rapid construiesc Cred că o să fie gata primele Două etaje, bine, nemobilat Nenimic în acest episod Și după aceea mai vedem Hai să începem Deci în primul și în primul rând mai ai nevoie de niște cobblestone Cobblestone care o să vină ceva în genul ăsta. Hai să punem rapid, rapid cable, sau nu ca să nu stăm tare mult. Scoatem și noi torțele astea, nu ne tare interesează. Aici trebuie să vină, ok, în partea dreaptă, frumos, frumos, punem și acolo. Asta scoatem și venim în partea asta. cred că atât, pentru că intrarea o să fie exact aici pe mijloc. Și ce m-ar interesa, e bine, în primul rând, trebuie să vină aici ceva de genul ăsta după aici la fel. Apoi, bine, butoanele nu o să le pun, o să vină un buton în fiecare stâlp, bine, în fiecare grindă, dar nu, nu o să mă bag la așa ceva în episodul ăsta, o să fac eu off camera, nu are sens să vă arăt. A, uite, o să punem butoane în fie... Ups, stai că aici trebuie să vină altceva. A, stai, o să punem butoane în fiecare parte, ce drăguț, nu, nu are sens. Hai să nu facem asta, să mă apropie și eu puțin de microfon. Ideea e că nici nu vreau să suflu în el prea mult, dar nu vă, opa, nu vă alarmați că oricum o să schimbăm, o să fac un upgrade audio cât de repede posibil. Dar până atunci facem și noi ce putem. Și aici deja vine un alt design. Ceva, opa, Ceva de genul pe moment și după îl mai continuăm noi. Acum trebuie să ne, opa. Trebuie să aruncăm ăsta. Trebuie să ne culcăm și după mai continuăm. Deci, ce ar mai trebui să fac? Stați un pic să mă gândesc. ce mai trebuie să vină? Hai să... Hmm, am pe aici oare. Am numai astea. Ok. Hai întâi să punem ușa, da? Deci asta e cea mai importantă ușa, că după aia mai rezolvăm noi. Acum, ce mă interesează îi să iau niște spruzloguri. loguri. Și cu astea să facem... Nu ne ajung, nu? Nu cred. Hai că e ceva de genul ăsta. Și bun cu glass peinuri uri Hai să luăm și glass pane-urile astea. Bam! Și am rezolvat Asta acum și astea. O să pun în felul ăsta cât să am o delimitare, cât de cât. Și după mă o să mai vedeți voi ce vreau să fac. Am rezolvat și delimitările. Și acum o să vină în felul ăsta, da? Iar aici pe mijloc, frumos, glas. Bine, din interior nu i făcut să arate atât de wow, genial și așa mai departe, dar din exterior o să arate bine, vă garantez. Și asta e ca și un fel de, cum să zicem noi, pom, 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 cum să zicem, cum se zicem, fundația, așa, așa, sau cum i se zice, noi zicem. E ca și un fel de fundație, pentru că n-am vrut să-l fac tot din lemn, pentru că arăta destul de aiurea. Adică arăta prea mult lemn, așa mai e și niște cobblestone, e super super ok, am pus și acolo și acolo În partea asta lăsăm liber pentru că trebuie să mai gândesc cum facem Dar bine, cred că o să vină tot numai wood dar... na. Și de asta ziceam că primăria asta e o sugativă de wood, adică uitați-vă numai cât am stricat deja Am stricat câteva stack-uri bune de oak și, da, noroc, noroc, că am strâns destul de mult material, mereu strâng material când am așa timp liber. Și acum când va trebui să filmez multe episoade, o să am direct material numai dă construiește, construiește. O să fie mult mai ok și aici, hai să punem așa, gata. Am rezolvat, deci cam așa arată și hai să umplem și în partea asta că A, atât, A, ați văzut. În partea asta o să vină niște scări În partea asta o să vină un turn Cred că da, mai vedem Mă mai gândesc eu ce o să vină Acum Pe bune că nu Ok, ok Hai atunci să facem niște scări Deci cred că din jumătate de stack Ar trebui să ajungă momentan um, Așa Așa Și aici sus Aici sus ce trebuie să vină? cred că pot să pun așa. Da, pot să pun așa. Iar ăsta va fi modelul. Acum ce mă interesează, să luăm de aici gărdulețul și să mai facem niște gard. Pentru că nu o să rămână așa. Deci aici vine frumos gărduleț în toate părțile, da? Deci așa și hai că dacă tot mergem să punem și butoanele, chiar dacă am zis că nu o să stau să le pun pe episod, o să le pun numai aici, că dacă tot mă duc direct așa frumos, dar mai stai, stai. Hai, hai să venim aici, să luăm un stack de cobblestone. Să-l facem pe tot. Și acum cred că putem să mergem și noi să ne distrăm pe aici. Bun, cam așa o să fie. Cred că, cred că terminăm primele două etaje episodul ăsta pentru că e foarte repetitiv, cam asta toată chestia. Deci, construcții care se repetă, nu e cum să zici că, na, aici într-un fel, aici în alt fel. Aici lăsăm așa gol, pentru că o să mai am nevoie de niște stersuri de stone brick. Și nu știu, de multe ori îmi vine mai repede denumirea în engleză decât în română și nu știu de ce. E destul de dubios. Bine, și o să urmeze și în partea acolo sus, da, opa. Da, acolo mai avem puțin de lucru. Și gata. Cam așa arată. Hai să mă duc în spate și să mai fac niște scări. Da, deci în spate încă niște scări. Bun, o să facem exact același lucru și în spate și avem și spruce trapdoor astea. Deci, aici trebuie să vină în felul următor. Astea așa. Bă, nu. Așa. Aici astea și ceva de cred că ceva de genul ar trebui să vină sau nu vin alea deloc. Ha, ah, și aici vin sleburi. Oricum o să, mai, o să mai facem pe acolo. Hai să mă duc să fac și niște sleburi și să mă apuc să pun trapdoor-urile astea. Deci, să vedem cum arată cu sleburi și aici să terminăm designul. Deci cam așa o să arate toată chestia asta. Deci tot parte o să arate, o să arate la fel. Nu, nu, modific moment nimic, dacă e de modificat ceva, pur și simplu scot geamurile și trebdorurile și aia sau pun direct trebdorurile pe ăsta geam și s-o rezolvat toată treaba. Aici, așa, uite ce frumos arată. Numai că l-aș face, cred că o să-l las așa aici în spate. Cred că o să-l las așa și aici oare să pun, no, nicio șansă, nicio șansă. Pe mijloc o să las, dar aici pe lateral nu. Deci cam așa rămâne. Eventual îl mai modific eu. Bine, măcar avem ignor de mult plus și super, super ok. Hai să mai facem. Cât 16? 1, 2, 3, 4. Va trebui să facem. Da, bine, mai trebuie să facem încă câteva acolo în față pentru că aici ne ajung și mai trebuie să fac exact încă un rând. Iar Bam. Bam. Doare sus, îmi mai trebuie sus? Da, și sus îmi mai trebuie, stai că dacă mă gândesc bine. Mai trebuie și sus. Să aici avem 1 2 3 4 4 cu 12, 12 ori 2, 24. Ok, deci cam 24 ne-ar mai trebui. Hai atunci să mai facem. Bine, eu mă așteptam să nu folosim atât de multe trapdoor-uri dar se pare că avem nevoie. Bun, ar trebui să ne ajungă acum ce m-ar interesa. Stai un pic, stai un pic, trebuie să mai iau niște cobblestone. Mai bine mă luam mai mult cobblestone la mine, dar... A, e, dacă nu m-am gândit. Și stai că mai trebuie să fac atunci niște scări. 28. Mai trebuie, mai trebuie mai multe scări. Pentru că dacă întrebe nu numai... Ui, tu... Voi stați acolo, da? Bun, dacă îmi trebuie numai 24 de trepdoruri. Da, 48. 48 ar trebui să fie ok. Și trebuie să ne urcăm aici. Bun, acum când ne-am urcat aici, trebuie să vin în felul ăsta cu un rând de cablestone. Deci aici e cablestone, ăsta e sfânt de fiecare dată și o să arate destul de ok. Pentru că jos e așa, sus e la fel. Cu cablestone și o să arate bine. Ia uite, Gata, frumos rezolvat. Și acum trebuie să facem designul din părțile astea. Iar dacă jos am folosit, după cum vedeți, cobblestone, oak plankuri și așa mai departe, aici o să folosim doar wool. Dar până să folosim doar wool, trebuie să facem chestia asta, da, în fiecare parte. Aici o să-mi facem noi alt model, mă mai gândesc eu care. Dar până atunci trebuie să rezolvăm în fiecare parte Uite așa. Hai că am prins schema. Un acolo. Tu apoi. Și după o să vină wool în spatele lor. Și uite că oricum ziceați voi să fie episoadele mai lungi. Ajungem la 20 și ceva de minute, cred că. Până terminăm toate astea. Acolo. Și după o să mai lucrez eu puțin off camera. Și acoperișul nu o să-l facem în episodul următor, ce mai probabil, pentru că vreau să fac așa, nu să lucrăm non-stop, deci 15.000 de episoade la aceeași chestie, nu. Chiar dacă lucrăm două episoade, o să fie două episoade despărțite în un episod în care lucrăm în altă parte. Deci în următorul episod începem un alt proiect, iar după aia următorul, următorul episod o să fie cel în care terminăm Pacilișa. Eu, eu, bine. wool punem aici. Și mai aici un... Da, încă aici un server, da. Știu cum e el cu dormit, așa că nu cred că o să se culce, deci trebuie să mă pun eu să mă culc. Hai să-mi pun pătuțul aici. Sper nu va să nu mă dea pe jos, că nu vreau, chiar nu. punem mă înapoi unde trebuie. ăla -i. Foarte bine. Hai că bun, hai că bun. Aici. Hmm. Și gemulețe. opa, Sau are gemule. Cred că gemulețele o să le pun eu separat. Așa. Frumos și bine glass pentru să de fapt că am aici crafting table ăla, uite. Bam, cu crafting table-ul frumos o so rezolvat. Acolo am pus, ar fi trebuit să pun, cred că. Mm, așa. Și acum vin și în partea asta. Aici lăsăm liber și facem de aici. Și uite că terminăm aproape. Hai să zicem așa că aproape am terminat. Vom mai să pun trapdoor pentru că și în partea... De fapt, nu, că am pus în partea... Ok, ok, gata, e bine. Deci, în afară de partea din mijloc, îi gata... Opa. Uite că nu mai avem... Îi gata și etajul, și parterul, și etajul 1. În afară de partea din mijloc și mai trebuie să pun eu pe interior cobblestone, dar <laughs> ăla nu se vadă pe... Opa. Hai, așa. Ăla nu o să se vadă pe thumbnail, așa că o să-l pun eu off camera sau vedem noi... Oh. Da, măcar am terminat și acolo vă mai trebuie să umplu cu cobblestone, dar nu e aia problemă, să face foarte, foarte rapid. Și hai să mergem afară să vedeți și voi cum arată. Deci cam așa trebuie să arate. Hai să facem și interiorul, ok? Bine, interiorul, că like, o să vedeți voi mine la ce mă refer. Asta, deci. A, ah, hai să nu mai facem. Pentru că întâi nu trebuie multe, multe scări. Ia, dă de aici niște, mai facem câteva, ok, 28 ar trebui să ne ajungă și ne urcăm tot cu cobblestone, gata, am rezolvat, iar acum, ha. hmm, no, no. ok, aici, aici și aici, ok Asta a fost dubios După Cred că trebuie să vină așa Așa și așa Bun, iar aici jos Frumos, elegant cât de cât Și o să Punem întâi cobblestone aici Iar apoi frumos cu Wool Și gata, am terminat cât pentru Partea din față Iar acum, uitați-vă, foarte frumos Foarte elegant, putem să umplem și aici și am terminat în afară de spate pe care o facem în următor, următorul următor episod. O să scoatem noi chestia dacă va trebui. Ia uite aici, aici și aici. Bun, am rezolvat și noi. vă mai trebui să duc... Cred că va trebui să mai aduc material în episodul următor, dar nu tare contează asta. Băi, hai înapoi. O să las oricum tot aici, vedeți cum am lăsat și acolo. Noroc cu șulcărele astea că pot să las direct aici și dacă va trebui, no, când am terminat construcția, ba, am luat și am plecat. Hai să le modificăm puș pușcin. Ok. Lăs tot ce n-am nevoie acolo. Zic că am destul loc. Da, hai să zicem că am avut destul loc. Vă voi dacă vă fac înapoi. Ia uite, gata. Deci cred că cel mai bun data pe e ăsta că pot să duci itemele înapoi. Deci din scări și din slab poți să faci înapoi blocuri întregi. Oricum, noi o să aici, sper că v-a plăcut, cam așa arată și noi ne revedem data viitoare. Până atunci, aveți de voi, eu am fost ușmen, toate cele bune, la revedere!